Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. În seara aceasta vreau să fac o scurtă etalare. Sper să fie scurtă, totuși, pentru un anumit colectiv. Vedem despre ce-i vorba. Nu e ceva stabilit, prestabilit, dar etalare foarte, foarte generală. Seria aceasta de cărți arată interesant: șapte de cupe, asul de cupe, regele de spade. Posibil un personaj cu marcaj puternic în gemeni, balanță, vărsător. Ori simte dragoste și visează la ea, șapte de cupe, ori voi visați la, poate voi sunteți personaje cu planete și aspecte puternice în semne de apă și visați la o dragoste, la o romanță cu acest rege de spade. Interesant, vrea să iasă în evidență și regina de cupe, de să mi se confirmă. Totuși, un rege și o regină, un bărbat și o femeie, o femeie emoțională și un bărbat logic, rațional. O să vedem. În timp ce am amestecat aceste cărți, a apărut 10 de monede, 5 de băte și 4 de monede. Vedem ce legătură, sau vedeți voi, ce legătură are cu ce vom vorbi. Însă, cineva are conflicte acasă, din cauza că este foarte închis. Poate că e personal, poate sunteți voi, aveți conflicte acasă cu cineva care se gândește doar la bani, la reguli, la restricții. Și posibil din cauza acestei atmosfere, există această tendință de a evada, cu șapte de cupe, de a evada dintr-o realitate conflictuală, materială, culturală, religioasă, familiară, care are central multe conflicte, cinci de bâte. Avem semne de pământ, nu, de ce am zis gemeni? Nu trebuia să, dar o fi gemeni. Avem semne de pământ, taur, Fecioară, Capricorn, Leu cu 5 de bâte, dar poate să fie și alt semn de foc. Însă, în capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, interesant. În secret, cred că e același personaj care are conflicte, un anume tip de conflict. Variază conflictul în funcție de povestea fiecăruia personală, da? În secret, Marea Preoteasă, există această dorință. Domnule, m-am săturat de ce este acasă, că lumea nu se deschide și stând în preajma acestor oameni și eu am ajuns să mă închid, da? Cineva își spune, probabil. Undeva în secret există o dorință de a începe ceva nou. Un proiect care să aducă independența, eventual, conștientizând că independența financiară este bază bună pentru fericire, 10 de cupe. Dar ceva total opus față de ce se experimentează în acest moment cu acest 10 de monede și 5 de băte. Conflicte acasă sau la job? Ah, interesant, sau la job, da. Un job monoton în care personajul are concurență, colegi, eu știu, nu știu cât de agresiv sunt, dar poate că fură proiectele, se bagă pe clienții celuilalt. În fine. Poate nici salariul unui cine știe ce cu patru de monede, dar trebuie să țină de el că altă variantă nu există. Și în secret, intuiția cuiva sau sfatul secret al alt. Marea Preoteasă, să știți că mai dă și sfaturi, așa cum facem și noi aici prin aceste etalări, da? Nu înseamnă doar secrete, e totuși un ghid. Chiar dacă nu e atât de solar ca Marele Preot. E lunar, e venusian. Marea Preoteasă, poate că au fost niște sfaturi în secret ale cuiva față de acest personaj. Poate sunteți voi, poate e persoana la care vă gândiți. Și cineva a zis, mai totuși ar fi bine să cauți o nouă variantă, un nou proiect care să-ți aducă stabilitate, independență. Evident că în timp, pentru că asul de monede este un proiect pe termen lung. Orice ar fi, un alt job, și în paralel să-l păstreze eventual pe acesta, sau o altă relație, sau o relație. O relație, să nu mai stai cu familia, o relație serioasă cu un personaj independent și împreună să se poată crea o atmosferă plăcută față de ce este aici, ori casă, ori job.
Sper că am fost înțeleasă. M-am străduit să fiu concisă, clară. Dar fiind ora 12, eu știu cum vorbesc la 12 noi, noaptea în comparație cu 12. Interesant, Marea Preoteasă și Steaua. Clar cineva care lucrează în public, dar cu chestiuni care țin de psihologie, de tarot, astrologie. Un soi de ghid. Poate să fie și altfel de ocupații. Reiki, nu știu, psihologia în zis parcă. La capătul acestui set, regele de băte. Da, regele de băte. Și regele de monede. Ar fi doi bărbați? Interesant? Posibil. Dar, hai! Curaj! Situația generală despre ce vorbim. Nu pot să zic nici soare, nici lună, că nu vorbim despre o zorie, nu vorbim despre, eu știu, un subiect prestabilit. Ce vor cărțile să ne arate? Și nu doar cărțile, interesant, male preot. Și nu doar cărțile, ci și ghizii noștri. Ha, e bine. Vedeți? Au venit invers. Iar casa marele preot, apropo de tradiții, de cultură, de religii, de restricții, de reguli, marele preot, așa trebuie să faci. Pentru că așa am făcut și noi, așa am fost educați, da? Și apoi 3 de bâte și 8 de bâte. Două cărți care reprezintă focul, pasiunea, reprezintă o oarecare distanță. Și 3 de bâte, 8 de bâte, o distanță care este de obicei micșorată. Dar faptul că au venit invers arată că personajul, cred că are legătură cu personajul despre care am vorbit, sau poate voi, nu are speranță că poate să depășească, 8 de bâte, să depășească situația în care este. Familia respectivă, evident că poate să fie male preot, poate să fie și un job, ca și acolo sunt reguli. Nu musai corporație, deși mie male preot îmi spune corporație, dar un job, poate să fie și un job. La capătul, ia uite, 10 de monede, exact. Ce am văzut mai devreme, 8 de cupe. Cinci de spade în loc de 5 de bâte și 8 de cupe. Cu alte cuvinte, cine este aici într-o situație familiară sau de job? Sau profesională? Hai să vorbesc corect, chiar dacă e 12 noapte, da? Și-ar dori să plece, să lase 8 de cupe, să lase această situație care nu aduce satisfacție emoțională, nu știu că sentimentală, spirituală, energetică. N-ai satisfacție, muncești că trebuie să muncești, stai în familie că trebuie să stai. Și când vorbesc de familie, male preot și 10 de monede, nu e obligatoriu să fie căsătorie. Poate să fie, hai mă pune blițul ca lumea, poate să fie familia cu care ne-am născut. Care uneori nu e tocmai cea mai grozavă, că așa se întâmplă. O decupe dorința de a pleca și eventual de a depăși aceste conflicte mentale, poate chiar și fizice, argumente, ce or fi acolo, discuții cu 5 de spade. Și pentru că 5 înseamnă schimbare, 5 avem și la marele preot, această schimbare, 5 cu 5 deja sunt 10, este 10, în fine, whatever. Această schimbare ar aduce în viziunea cuiva o dragoste, o relație stabilă, dar pasională. Da. Posibil există o atracție. Aha, 6 de cupe. Cred că între voi și acest personaj, sau poate sunteți, da, nu știu, dacă aici sunteți voi sau este personajul despre care vorbesc. Există totuși atracție fizică cu valetul, cu, da, valetul de bâte și diavolul, există atracție fizică.
dar și o oarecare corespondență emoțională cu șase de cupe. E un personaj cu șase de cupe și diavolul pe care îl știți de ceva timp, nu e de ieri de azi. Acum poate nu s-a materializat nimic, nu este suficient să știi, să cunoști, să te salut, să vorbești trei lulele, trei surcele, bună, bună, ce mai faci. Dar, simt nevoie să mai clarific totuși. Clarificăm, Marele Preot. De fapt, nu. Hai să vedem. Unde sunteți voi? Că am văzut totuși șasul de cupe. Șasul de cupe uneori înseamnă și dragoste. Și dragostea sau romanță, nu? Nu se poate întâmpla decât între două persoane, nu? Hai să vedem unde sunteți voi și unde este persoana cealaltă. Ca să putem să direcționăm povestea mai bine, să zicem. Unde sunteți voi? Asta vreau să iasă. Ia uite, rege de bâte. Bărbați, femei, orice ați fi, aveți foarte multă încredere în voi. Aveți autoritate și autonomie. Deci, cu siguranță nu sunteți la jobul acela plictisiți. Pentru că regele de bâte, repet, bărbat, femeie, ce-o fi, poate să fie și o femeie în energia sa masculină. Ce înseamnă asta? Nu neapărat distorsionată. O persoană creativă, pasională, care pune suflet în ceea ce face și face ce-i place, nu face că trebuie să facă. Jobul pe care îl are îi place la maxim. Evident că, fiind rege, bărbat, femeie, orice ar fi, se conduce pe sine, își creează regulile sale. Deci, voi sunteți aici. Înseamnă că cealaltă persoană este în postura aceasta. Ia uite, asul de cupe pe care l-am văzut mai devreme și diavolul. Și șase de cupe. Există o dorință încă neexprimată a cuiva de a exprima, de a vorbi despre speranțele sale, despre familia despre care am vorbit eu mai devreme. Probabil că eu sunt acum mesagerul lor, într-o formă sau alta. Și de a vorbi eventual despre această pasiune chiar. Obsedantă, nu știu cât este acest cuvânt potrivit pentru toată lumea, dar e intensă, e atracție, sunt emoții intoxicante, este ceva. Wow! Însă, voi sunteți aici, regele de bâte, repet, orice ați fi, bărbați, femeie. Hai să vedem ei. Ei clar sunt varianta cealaltă. Da. Se puși încă o carte. Am zis asul de cupe. Interesant, a vrut să iasă două. Valetul de spade, pardon, și nouă de cupe. Păi, ar fi diferență de vârstă între voi, eventual, sau dacă nu de vârstă profesională, de nivel profesional. Valet și rege. Ucenic și profesor. Deja, la ceea ce am spus, mai adaug. Aici avem aer în combinație cu apa, deci o singură persoană. Valetul de spade studiază, își dorește să comunice, foarte isteț, foarte curios, puneți și la feminin, că e valabil și la feminin, aceleași trăsături sunt prezente și acelălalt sex. Și cu nouă de cupe, plin de speranță că, probabil stând în preajma voastră, acest personaj ar avea multe de învățat cu Marele Preot. Și acum continui cu ce am zis că adaug la ce am spus mai devreme. Mențin ideea cu jobul și cu familia. Dar în plus simt că voi deja aveți acest statut, regele de bâte și Marele Preot. Aveți cunoștințe, aveți experiență, repet, autoritate și autonomie. Ceea ce acest personaj nu are. Predați, învățați într-o anumită formă. O știu. Unii, chiar dacă nu sunt profesori, la școală, au
niște calități pedagogice ieșite din comun, sau neapărat ieși din comun, care se manifestă prin toate discuțiile apropo de valetul de spade pe care le avem de-a lungul zilei, de-a lungul zilelor, cu unii și cu alții. Mai sfătoși, cu alte cuvinte, mai sfătoși. Și aici ar fi celălalt personaj care încă nu e stăpân pe sine, nu e pe picioarele sale într-o anumită formă, măcar financiar, profesional. Are multe de descoperit, că e valet de spade, are multe de învățat. Dar are acest nouă de cupe, să zic, o speranță. Speranța că, repet, în preajma voastră, dacă s-ar lega acel as de cupe, 9 și cu 10 ar fi super fericiți, pentru că ar putea să experimenteze altfel de relații, armonioase față de ce au experimentat sau experimentează în acest moment cu alte persoane, inclusiv acasă la ei. La capătul setului de cărți, 3 de cupe, da, dorința de a fi împreună și împărăteasa. Cu cine? Eu cred că împărăteasa este aici. Marele preot, împărăteasa și regele de bâte. Ar fi varianta feminină a regelui de bâte, într-o anumită formă. Da, asul de monede, l-am văzut mai devreme. Parcă? Da, l-am văzut și asul de spade, dorința de a comunica despre un nou început, o colaborare, un proiect, o prietenie. 3 de cupe înseamnă și prietenie. Sigur fiind că această legătură cu voi le-ar aduce nu doar abundență fizică, da, fizică, materială, ci și creștere spirituală, ci și, nu știu, bunătățirea aurei, ceva. Ce nu au în preajma acelor oameni despre care am vorbit de la început. Deci, eu așa vă văd. Voi sunteți regele de bâte, ei sunt valetul de spade, gemeni, balanță, vărsător, cu 9 de cupe, cu un suflet sensibil. Un suflet sensibil. Dacă vorbiți despre gemeni care, sau, eu știu, balanță, vărsător, care n-au această dispoziție emoțională, înseamnă că nu e talarea voastră. Aici o dispoziție emoțională, 9 de cupe. Am văzut 8 de cupe mai devreme, lăsând acel job și acea familie strictă, acest personaj știe că, am zis, este valetul de spade, știe că va învăța să se iubească și învățând să se iubească își crește vibrația, apropo de vibrație, și ar putea să stea mai bine în preajma voastră, care sunteți oricum la o vibrație foarte înaltă, vedeți și voi. Interesant, 5 de cupe, 7 de cupe. Regrete, nostalgie, pentru unii poate să fie și doliu, că 5 de cupe clare este doliu, dar n-oți fi toți în doliu, nostalgie, dor. Exact, că a pierdut prea mult atenția cu acele cupe goale care trebuie părăsite și nu s-a concentrat pe opțiunile sale și în aceste opțiuni pe sufletul pereche. Nu l-a descoperit încă. Ia uite. Dorința. Iar gemena apare cu îndrăgostiții, valetul de cupe, dorința cuiva mai tânăr sau mai neexperimentat dintr-un anumit punct de vedere. Dorința de a comunica emoțiile sale, sentimentele sale, speranțele cu 9 de cupe. Că dacă o iau de la zero și stau în cercul vostru, în preajma voastră, cercul de prieteni, sunt prieteni cu voi, amici, prieteni, poate chiar și iubiți, opțiunile se schimbă și schimbă și această stare de tristețe pe care probabil o simt. În fine. Hai să vorbim despre regele de bâte. Situația dintre voi. Am exprimat până acum, la modul general, situația lor.
început să se arate oarecum ceva și despre voi, dar hai să vedem ce se întâmplă între voi. Ia uite, faetonul. Îl pun deoparte. Pentru că încă nu am... Ia uite, și asul de cupe. Dorința de a comunica. Asul de spade. Nu e asul, vreau să zic valetul de bute. Dar e asul de spade. Iar gemeni, balanță, vărsător, pești, drac, scorpion. Dorința de a comunica. Dragoste, speranță. Regele și regina de cupe. Că împreună îi puteți ridica, eu așa îi puteți ridica vibrațional și nu doar atât. Adică, ei încă, unul dintre celălalt care e aici, nu e încă nici rege, nici regină, dar în preajma voastră poate să, așa consideră, poate să fie șase de cupe. Suflete pereche, care se simt, se înțeleg și care simt și atracție fizică. Cu alte cuvinte, și voi simpatizați, cel puțin îi simpatizați. Poate că și empatizați, poate că îi înțelegeți, că ziceți, a, și eu am trecut prin așa ceva, te înțeleg, uite, eu am făcut așa, nu pot să dau o formulă a fericirii sau a succesului, dar pot să-ți povestesc că experiența mea de viață. Și asul de cupe. Da. Se dorește comunicarea, dar probabil că e o distanță între voi. Am vorbit cu 3 de bâte și 8 de bâte. Până acum această distanță nu a fost parcursă. Până acum nu s-a comunicat. Până acum nu s-a avansat în relație. Cu 8 de bâte înseamnă și avansare. Înseamnă comunicare pasională. Înseamnă schimb de idei, poate și de altceva. Dar până acum nu s-a făcut mai nimic. Pentru că acest personaj trebuie să învețe să preia hâțurile. Am zis bine? Nu. Mai. E 12 și ceva. Nu. Care e cuvântul? Ajutați-mă un pic. Cum îi zice, domnule? Ah, îmi scapă. Am și eu un lapsus. Să preia conducerea, dar știți bine că nu era vorba de asta. Altceva. Era vorba de... Nu ham. O să-mi scrieți voi despre ce e vorba. Ideea este că trebuie să preia conducerea vieții sale, da. Să ia atitudine și să își descopere misiunea. Faetonul merge către misiunea sa. Voi deja o știți, cei care sunteți aici o știți. Ei încă nu o știu. Hai, situația dintre voi. Iar decizii faetonul are în spate îndrăgostiți. Gemeni rac. Cineva poate că este între gemeni și rac. Dar îndrăgostiții înseamnă de fapt alegeri importante. Ia uite. Cred că acest personaj trebuie să-și cucerească independența. Rezultatele profesionale, spirituale, financiare. Ia uite, valetul. Pentru că aici s-a autosabotat. 7 de spade, 4 de monede, regele de monede. Poate că aici este șeful, tatăl, care a influențat această viață plictisitoare. 4 de monede mi se pare absolut îngrozitoare pentru uneori, într-un anumit context. Aici s-a mințit, ori în relații karmice bazate strict pe material și totuși e atracție față de voi și dorește să inițieze ceva, ceva original, ceva interesant. Cu alte cuvinte, s-a cam săturat să se plictisească. Mai odată, de două ori, la job-uri respectiv, în familia respectivă, cu relația karmică, ia uite, în care a stagnat. Spânzuratul. Mai, cum a zis? Ah, care e cuvântul? Ah, ce înseamnă? Dacă nu mai am cai, trebuie să fac 7 de cupe. Am văzut la început 7 de cupe. Regele de monede. Ia uite, 4 de monede. Ah.
Iar revenim la Marele Preot. Leaute, la capătul setului de cărți împărăteasa pe care am văzut-o aici. Care cred că este partea, energia feminină a regelui de bâte și Marelui Preot. Da, uite, și valetul de spade care e aici, care trebuie să lase în urmă cupele goale și are iar încă doi valeți. Să învețe să comunice, să inițieze alt job, să-și descopere talente cu 8 de monede, să-și cucerească cu cavalerul de bâte, să-și cucerească misiunea, demonii, fricile, să se descopere, cu alte cuvinte. Să se descopere. Mai cum zice, mai să preiei? Hai. Tu am rămas așa fixată pe acel termen care îmi scapă. Bine. Deci, situația dintre voi, deocamdată, e destul de confuză. Nu în sens negativ, foarte negativ. Acest personaj visează să fie ca voi, rege de monede. Voi sunteți rege de bâte și Marele Preot. Sunteți și stabil, dar și pasional. Deocamdată își dorește să fie undeva sus profesional, așa cum sunteți voi. Că regele de monede este profesionist și are și stabilitate financiară. Acest personaj visează să fie cândva ca voi. Deocamdată ține. Ține la voi într-o anumită formă, o să și clarific, dar a ținut și la acel stil de viață în care s-a păcălit și la mincinoșii sau oamenii care nu i-au avut cele mai bune intenții. Nu i-au dorit chiar așa să-i fie bine. A ținut la oameni care l-au mințit sau au mințit, o să pune și la feminin. La oameni care au păcălit financiar, a avut pierderi financiare din partea acelor oameni la care a ținut. Dar, interesant, a început să țină și la voi. Însă, norocul lor, că totuși voi le arătați o altă cale. Nu sunteți ca cei din trecut. Ce a mai făcut acest personaj? A fugit de analiză. 4 de spade este eremitul, varianta mică. De analiză. De vindecare, de credință, să-și analizeze familia, religia, cultura în care a fost născut, educația pe care a primit-o, să analizeze cum se poate școli cu Marele Preot, cum se poate școli și mai bine ca să ajungă în postura în care sunteți voi sau alții ca voi. Alții ca voi. A fugit de așa ceva. Din cauza asta a rămas într-o anumită karmă pe care ar trebui să o depășească cu faetonul. Asta este situația. Voi sunteți aici. Bărbați, femei, ce sunteți? Aveți stabilitate financiară? Poate sunteți preîmpărătese, dacă nu rege de monede. Dar sunteți stabili. În felul vostru, nu zice nimeni să fiți super miliardar, dar super, să fiți miliardar, dar sunteți bine. Însă ei nu. Hai să vedem în continuare. Ce a apărut în plus? 7 de bâte. Da, acest personaj trebuie să învețe să pune granițe personale și să se lupte. Să se lupte pentru 7 relații pe termen lung, pentru relațiile stabile, pentru stabilitate pe care își o dorește. Eventual pentru a fi cu voi. Cu concurența aceea despre care am vorbit mai devreme. Și să aleagă oportunitățile, nu trecutul. Să se vindece de trădări, ia uite, să-și înfrunte demonii, exact ce am zis mai devreme.
Hai să clarificăm o dată. Tot apare regina de băte și șapte de iaute. Așa au fost să mișc cărțile. Vedeți? Iar am zis că regina de băte, am zis mai devreme la regele de băte că sunteți voi, ca dacă sunteți femei. Acum ați apărut sub ipostaza energiei feminine. Și ei stau și se uită. Iar se uită la voi, dar pică în capcana celor din trecut, care au păcălit, care, eu știu, le-au promis marea cu sarea și le-au creat conflicte mentale. Poate au crezut că e mai ușor, mai facil să stea cu ei. Nu cred că e chestie de mare trădare. Eu cred că e o chestie de imaturitate. Mai ales dacă e și diferență de vârstă și poate chiar și profesională. Și așa a fost să le deschid. Vedeți cum se uită la regina de băte? Oh, ea e frumoasă, e puternică, are încredere în ea, are magie, are, eu știu, tot ce poate să aibă pe oricine. Nu sunt eu de... N-am eu față pentru regina de băte. Las că mă duc acolo. Și aici a fost, în capcana spânzuratului. A intrat în amânări, în așteptări, în sacrificii nejustificate. Da, uite, dar vă iubește regele de cupe. Sau are sentimente. Ia uite, cavalerul de cupe. O dată. De două. De trei ori. Iar șapte de cupe. Iar. Trebuie să aleagă. Trebuie să vadă care opțiune. Că patru de monede nu prea vede care opțiune. Șapte de cupe într-o anumită formă este o carte bună. Mare... Ia simt male preot. Împăratul. Ho, ho, ho. Ia uite. Vedeți? Sfoare, murița, împăratul, roata norocului. Asta ce... Deci, primele cărți arată poziția, situația în prezent. Și pentru că în aceste de cărți am After Tarot, la un moment dat, cândva, în timp, acest personaj, cred, că nu cred sunteți voi care visați, ei sunt. Voi știți unde sunteți și care direcția, nu mai visați. Ei visează că vor fi puternici ca voi, marele preot, împăratul, da... Că își vor schimba norocul, destinul. Că renunță patru de monede și intră pe trei de monede. Își construiesc, își reconstruiesc viața, eventual colaborează cu voi, dacă vreți și voi. Cresc spiritual alături de voi, pentru că țin la voi. Asul de spade, oh, ce frumos! Și vor înțelege la un moment dat cine a mințit, unde s-au mințit pe ei. Și voi, eventual, mi-aduc aminte de Marea Preoteasă. Am zis că la un moment dat Marea Preoteasă ar fi putut să fi fost un sfătuitor secret. Poate or să înțeleagă, nu știu, să sperăm cât mai curând, că ceea ce le-ați spus, să schimbe locul respectiv, să schimbe, eu știu, să nu mai stea cu familia. Eu cred că pentru asemenea personaje vorbesc. A fost un sfat important, înțelept și la un moment dat vor vedea unde au fost mințiți și cum s-au păcălit și cum. 9 de cupe. Da. Și vor face diferența între egoism, 9 de cupe și generozitate. Pentru că în anumite seturi de cărți, 9 de cupe arată un personaj care se înconjoară doar de cupele sale, de premiile, de rezultatele sale, sau rezultate, satisfacțiile sale emoționale. În acest set de cărți, 9 de cupe mai are un alt personaj în preajmă. Cu alte cuvinte, împărtășește. E generos, nu, sau generoasă, nu este egoist. Ar putea să fie energia voastră în care ei vin, vedeți? Interesant. Vin și oferă. Ia uite ce am reușit să fac odată ce am produs schimbarea, roata norocului, pe care
tu m-ai sfătuit, împărat, împărăteasă. Ia, împărat, oh, vor să fie partenerii voștri. A apărut împărăteasa. Și era și aici, ia-o toți, ce frumos. Vor să fie, eu știu, pot să fie și de business, să zicem. Dar cred că pentru unii dintre voi chiar visează să fiți împreună, da? Acum știți cum e, vrabia mă mai visează. Trebuie ceva timp acestui personaj să ajungă. Să fie în preajma împărătesei. Însă, la un moment dat cândva, când vor face schimbările necesare și vor avea primele reușite și vor descoperi gustul independenței și al succesului în sens frumos, nu egoist, da? Că vorbeam de egoism. Vor dori să împărtășească. Uite ce am reușit să fac. Uite, hai să-ți fac cinste, hai să ieși afară, hai să-ți ofer un cadou, ceva de genul ăsta, nouă de cupe. Asta văd. Se vor fi vindecat de trădări, vor fi analizat cum să evolueze. Și marele preot a fost clarificat de valetul de monede. Vor începe să studieze. Valetul de monede este studios. Și clarifică marele preot care este profesor. Și voi sunteți aici ghizilor. Sunteți ghizilor. Nu știu dacă le sunteți profesori, că nu vorbesc acum doar celor care lucrează în învățământ, da? Sunteți profesori spirituali. În sensul că îi ghidați. Ia uite, cavalerul de cupe. Probabil că... Ia uite. Vor pune capăt acestui stil de viață. Exact. Vor pune capăt acestui stil de viață. Mi se termină bateria. Sper că... Ia să vedem care ar fi mesajul final. Aveți răbdare cu ei. Și încă unul. O nouă dragoste. E o nouă dragoste. Ar putea să iasă ceva interesant. Ia uite, și miracole și binecuvântări. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine!